La știri, Torni și Câștigi este noul proiect pus la cale de ministrul finanțelor. Concret, dacă Torni, un evazionist la fisc, primește o parte din pradă, totul pe altarul luptei cu evaziunea fiscală, în condițiile în care ANAF-ul nu excelează la încasări. Și pentru a fi și mai convingători, în joc a intrat și premierul Marcel Ciolacu. Acesta a explicat că toată lumea trebuie să plătească taxele, iar dacă nu vor înțelege de vorbă bună, vor avea de suportate rigorile legii. Prim-ministrul nu pare însă prea încântat de ideea ministrului Boloș de a-i recompensa pe turnătorii evazioniștilor, dar admite că trebuie făcut ceva. Haideți să vedem cu măsurile pe care o să le prezinte ministrul finanțelor joi. Vino la microfon. Hai, tare. Pe digitalizare, pe anumite porțiuni structurale și termenele pe care și le asumă întreaga echipă de la ANAF. Lucrăm de aproape o lună de zile. Repet, domnul președinte Nicolae Ciucă, amândoi ne-am implicat și ne-am făcut un plan pe următoarea perioadă. O să modific, o să vin împreună cu președintele Nicolae Ciucă cu o modificare legislativă, noi doi fiind inițiatorii pe zona de evaziune fiscală. Toate aceste lucruri vor ajuta la colectare. A venit timpul ca toată lumea să plătească impozitele. Dacă nu înțeleg de vorbă bună, vom avea legislația de data aceasta foarte bine pusă la punct, astfel încât să o facă. Sau să aleagă ce vor să facă. Urmează să discutăm în interiorul guvernului această propunere. Nu-i prima oară și nu o să fie nici ultima oară. Am o mare rugăminte. Eu sunt mai în vârstă decât dumneavoastră și am trăit sub comunism. Chiar dacă avem alte păreri decât ale noastre proprii, nu trebuie să transformăm pe cei cu păreri în dușmani ai poporului. Fiecare ministru, asta e treaba lui, să aibă păreri. Toate-s bune, toate-s rele, s-ar putea să se impună o astfel de măsură. Dar decizia politică este la coaliție. Este la președintele Nicolae Ciucă cu colegii dânsului și la mine împreună cu colegii mei. Dar haideți să nu mai judecăm oamenii după părerile pe care le au, după propunerile pe care le au. Hai să-i judecăm după performanța guvernamentală, pe ceea ce realizează și după cum funcționează și cât de eficient e statul român. Fiindcă marea noastră problemă este că am avut un stat anchilozat. Un stat care a intrat în niște clișee. Trebuie să reușim să ieșim din aceste cercuri. Și câteodată când dorești să ieși din aceste clișee, vin și niște propuneri bune, dar și niște propuneri mai puțin bune. Asta este părerea mea foarte sincer. Numai așa o societate poate merge înapoi. Numai așa un lider care se înconjoară de oameni care n-au numai părerea lui, sau nu mai îl laudă, va reuși să ia deciziile corecte. Și eu cred în democrație. Domnule premier, cu permisiunea dumneavoastră aș insista și aș vrea să vă întreb cu ce poziție mergeți în coaliție? Credeți că ar trebui să fie acordate? După ce vom lua o decizie în coaliție, o să vă anunțăm. De ce vreți să-l jignesc pe domnul președinte Nicolae Ciucă ca eu să iau o decizie astăzi, împreună cu dumneavoastră, fără să discut cu dânsul. Și comentăm această declarație și nu numai, pentru că au fost mai multe declarații și mai multe semnale interesante date de premier astăzi cu doamna Ioana de Enedogioiu, senior editor Spot Media. Bună seara, doamnă! Bună seara! Cum vi se pare astfel de propunere și ce ecou credeți că ar avea în România? Poate, cine știe, chiar există un public interesat așa ceva? Sigur, nu este singura țară în care, hai să spunem așa, turnătoria, tipul acesta de turnătorie fiscală există în Statele Unite, de exemplu, recompensa pentru dezvăluirea unor acte de evaziune către fisc este undeva între 15 și 30% din pradă, deci chiar mult mai mult decât avansa domnul Boloș. Problema este că în România,
pe de o parte, noi avem o istorie a turnătoriei, o istorie recentă la securitate, a turnătorilor la securitate, care cei mai mulți turnau atenție din oportunism, nu cu mâna prinsă în ușă. Da? Istoria turnătoriei, după, mă rog, teribilii ani 50, când să zicem că existau și alte motive, nu să zicem, sigur, existau motive violente de a face pe cineva să toarne și cu mici excepții după aceea, când, mă rog, avea în familie un frontierist și nu mai intru în detalii, în imensa majoritate a cazurilor, turnătoria era pe motive oportuniste și pe motive de răzbunare. Deci, într-o asemenea, cu un asemenea trecut recent, e o inițiativă foarte riscantă. Doi la mână. Ne-am putea trezi, cum spuneam, legat de resorturile care au determinat turnătoria securistă, ne-am putea trezi cu foarte multe acte de răzbunare de tipul lasă că știu că patronul plătește mai bine pe cel de lângă mine sau m-a dat pe mine afară și l-a ținut pe ăla, ia să-i fac eu o reclamație la fisc că nu știu ce. Tot asta va însemna că niște inspectori se vor duce și vor verifica, niște cereri vor fi prioritizate, niște sesizări vor fi probabil prioritizate în funcție de oarecare criterii, ne întrebăm, și niște oameni, poate nevinovați, vor fi groaznic puși pe drumuri în relația cu un ANAF care este, numai cine n-a avut de-a face cu el, nu știe cât este de dificil de lucrat cu inspectorii, câtă hârțogărie, câte norme contradictorii, cât chin e să-ți rezolvi problemele. Deci e o inițiativă riscantă, plus se adresează mici evaziuni. Pentru că marea evaziune nu este acolo unde vine turnătoria. Marea evaziune e la contrabandă. Marea evaziune e în mari afaceri, de obicei cu protecție politică. Ia să punem mâna guvernul să asupe gaura de TVA. Ia să punem mâna guvernul să se uite la marii datornici la stat, care, ce să vezi, sunt companii de stat. Cei mai mari datornici la stat sunt companii de stat. Și poate că va găsi mult mai mulți bani la buget decât hăituind micul contribuabil, care se va trezi cu un potop și mai mare de controle, pentru că vor fi tot felul de delațiuni de tipul acesta. Și controle și impozite mai mari, pentru că iată o altă declarație făcută astăzi de Marcel Ciolacu, a dat înapoi practic în privința reducerii